O, adâncul bogăției, iubirii, slavei lui Dumnezeu, care ne-a fost descoperită ochilor noștri în Sfânta Scriptură. Și pentru că este atât de adâncă, atât de imensă, și pentru că am fost chemați să o înțelegem, ajungem la concluzia că numai o minune ne poate face să înțelegem cu adevărat ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Suntem într-un cadru al împărtășaniei cu suferințele Domnului Iisus Hristos. Nu, noi nu ne împărtășim cu pâine și vin. Ne împărtășim cu mântuirea, cu suferințele, cu patima Lui. Și pentru că ne împărtășim în felul acesta, dați-mi voie ca în seara asta să facem o excepție de la drumul obișnuit și să o luăm puțin din altă parte. De unde aș vrea să o luăm? Am fost surprins să citesc în volumul 3, materiale 1888, o afirmație. Hristos nu a fost prezentat în legătură cu legea. Hristos nu a fost prezentat în legătură cu legea ca mare preot credincios și milos, care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Eu am tot întrebat, dar cum am prezentat noi pe Iisus Hristos? Și apoi, textul care spune, fraților, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Galateni 3, cu 21. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Ca astfel să descoperim îndreptățirea prin credință. Foarte ciudat. Ciudățenia constă în faptul că zice că legea ne-a ajutat să descoperim neprihănirea prin credință. În mintea noastră, deseori, am ajuns la înțelegerea că legea e împotriva neprihănirii prin credință. Și dintr-o dată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu e adevărat, legea este pentru ca să descoperiți îndreptățirea prin credință. Dar aș vrea să vă spun că nu-mi doresc să fie greu în seara asta. Mi-aș dori să fie ușor. Din cauza aceasta, am câteva puncte pe care aș dori să le precizăm. Punctul 1. Când Dumnezeu a pus în grădina Edenului pomul cunoștinței binelui și răului, a vrut să arate prin aceasta că omul a fost creat după ce izbucnise conflictul în ceruri. Corect? Deci de asta a pus acolo pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că răul deja făcuse ravagii în univers. Cine cunoștea răul în univers la vremea aceea? Lucifer, îngerii lui, altcineva? Îngerii credincioși cunoșteau și ei răul? Îl cunoșteau. Îl experimentaseră în relația cu îngerii răi, cu Satan. Deja cerul fusese sfâșiat de acest război. Punctul 2. Satan n-a avut un pom al cunoștinței binelui și răului. Sunteți de acord cu mine? El nu a păcătuit luând dintr-un teritoriu pe care Dumnezeu îi spusese lui Satan să nu te atingi de el. Nu. În Ezechiel, capitolul 28, versetele 15 și 16, ni se spune
că Satan a zămislit nelegiuirea unde? În el. Încă o dată, n-a fost un pom al cunoștinței binelui și răului în afară. El a zămislit, a conceput, a născut păcatul în el însuși. El a fost acela care a creat starea de bine și rău. Dumnezeu a creat starea de bine și atât. Și aici, Satan n-a creat răul. Satan a creat starea de bine și rău, de amestecare. Pentru că răul nu se dezvoltă prin sine. El a conceput răul agățându-l de ceea ce crease Dumnezeu. Pentru că el n-a putut să creeze ceva din nimic. El a avut nevoie de ceea ce făcuse Dumnezeu. Conflictul ceresc. Punctul 3. N-a fost un conflict amiabil. Așa, academic. De o parte Satan, de o parte Dumnezeu. Fiecare și-a pus tabla lui, a mers pe puncte și cerul s-a împărțit și în felul ăsta a apărut răul. Pe tabla răului. Nu, n-a fost așa. Cuvântul lui Dumnezeu spune că răul a luat naștere în univers printr-un război. Sau, dacă vreți, a dus la un război. Dar s-a materializat într-un război. Îl vedeți pe Satan, vrăjmașul, îl vedeți politicos, sensibil, cinstit, gata să se retragă într-un colț dacă n-are dreptate. Așa îl vedeți pe Satan? El a pozat în maniera asta. El a fost foarte șiret. Când se vorbea despre șarpele din grădina Edenului, care era mai șiret decât toate fiarele, cumva, prin analogie, se vorbea de Satan acolo. Era foarte șiret. El a născut răul în el însuși. Dar pentru ca să-l ia din el însuși și să-l pună în alții, a făcut lucrul acesta cu mare dibăcie. Domnul Iisus Hristos spune că lucrul ăsta s-a întâmplat pe când slujitorii sau păzitorii dormeau. Așa zice, că așa se seamănă neghina. Așa s-a semănat neghina întotdeauna, în timpul somnului. În timpul somnului. Cu alte cuvinte, Satan a fost atent să nu trezească bănuieli, să nu trezească străjerii. Satan a fost foarte sensibil, în sens negativ. Și a reușit. Când însă a condus lucrurile spre o confruntare pe față, vă aduceți aminte în cartea Adevărul despre Îngeri, precum și în istoria mântuirii, patriarhi și profeți, o sumedenie de cărți, surprind aspectul acesta, când el face un semn așa și se ridică toți care erau de partea lui și erau aproape jumătate de oștirea lui Dumnezeu de partea lui. Și el spune: doar n-o să ne dai afară pe toți. Suntem mulți. E o problemă foarte dramatică. Îi dai afară pe toți?
Păi dacă îi dai afară pe toți, ce fel de Dumnezeu ești? Nu te gândești. Nu te gândești. Nu te doare sufletul. Cum poți să faci așa ceva? Și pe unul dacă îl ai da afară și ți s-ar topi inima, dar păi să-i dai afară pe toți, ce fel de Dumnezeu ești? Și Dumnezeu spune, nu pot altfel. Și Satan întreabă, cine te obligă să nu poți? Apropo, de ce nu poți altfel? De ce nu poți și cu noi? De ce nu ne accepti și pe noi? Așa cum suntem. Ce nu se poate altfel? Și Dumnezeu spune din nou, nu se poate altfel. Păi de ce? Și de aici începe legea. Când Dumnezeu spune, nu se poate altfel. Bine, nu de aici începe legea ca manifestarea ei. Dar de aici începe legea să fie percepută, așa cum o percepem până în ziua de astăzi, în marea noastră majoritate, ca fiind total lipsită de dragoste. Dom'le, dacă e lege, auzi, e lege, nu-i tocmeală, ne dă afară pe toți. Ce fel de Dumnezeu, ce fel de lege? Situația a fost așa de dramatică. Repet, încât Apocalips, capitolul 12, vorbește de un război în cer. Iar în Spiritul Profetic, volumul 1, pagina 22, se folosește expresia aceasta. Acolo a fost putere care s-a luptat împotriva altei puteri. Două puteri s-au ciocnit. Cu alte cuvinte, s-a folosit forța. Puterea. Încă o dată, n-a fost ceva poetic, filozofic și atât. Nu, a fost mai mult decât atât. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în Apocalips, capitolul 12, locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Simplu. A ieșit Satan de bunăvoie? N-a ieșit niciodată de bunăvoie. L-a scos afară cineva? Da. Cine? Apocalips 12 vorbește despre voievodul Mihail, care era agentul operativ sau executant al voinței lui Dumnezeu. Și Mihail, arhanghelul Mihail, este de fapt cine? Domnul Iisus Hristos. Mic ca el, cine este ca Dumnezeu? Traducerea numelui de Mihail. Și atât pe Domnul Iisus Hristos, care nu face altceva decât vine și este expresia voinței Tatălui și este expresia legii lui Dumnezeu. Cine? Domnul Iisus. Noi avem probleme cu legea și spunem, stai puțin, legea la Sinai a fost dată, de cine o fi fost dată? Și dispensaționalismul creștin ne aruncă în ideea că ar putea să fi fost Tatăl acolo, dar Domnul Iisus Hristos, stați puțin că este mai bun și a venit după aceea și în vechime s-a zis, dar eu vă spun și s-au schimbat toate lucrurile. În timp ce Domnul Iisus Hristos are o problemă. Are o problemă. În Ghețemani, Domnul Iisus Hristos se roagă Tatălui și spune, Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta. Cu alte cuvinte, Tată, nu se poate și altfel. Vă rog să observați cum Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu Tatăl, stau de vorbă în căutarea unei alte soluții și răspunsul este... Nu se poate altfel. Păi cum dacă în vechime s-a zis, dar eu vă zic?
N-ai putea să mai zici altfel încă o dată. Dumnezeu zice, păi, cum să vă spun? Scriptura nu poate fi desfințată. Dumnezeu nu se contrazice pe sine însuși. El este adevăr. El este același ieri, azi și în veci. Din cauza asta, cuvântul lui e adevăr. Și din cauza asta, legea este un îndrumător spre Hristos. Vă rog să observați câteva similarități. Când Adam a păcătuit, Cartea Patriarhi și Profeți spune că tot cerul a fost cuprins de tristețe. Îngerii au plâns. Din ce cauză? Ei știau ce e răzvrătirea și păcatul, pentru că păcatul îi trecuse deja printr-un război teribil. Sufletele lor fusese răsfâșiate. Cerul fusese împărțit în două. Unii rămăseseră de partea lui Iisus, ceilalți rămăseseră sau trecuseră de partea rebelului. Rebelul și cu oștirea lui, locul lor nu s-a mai găsit în cer. Cuvântul lui Dumnezeu din Ezechiel 28 spune: au fost, te arunc la pământ, te nimicesc. Asta a fost, aruncați. Care era soarta lui Adam după ce a păcătuit? Același lucru. Fraților, același lucru. Dumnezeu cum a făcut cu Satan? Ce s-a întâmplat în războiul din cer trebuia să aibă loc și cu omul. E aceeași problemă. Și îngerii s-au întristat nespus de mult. Ultima creațiune, pământul, creat în mijlocul conflictului dintre bine și rău, cu pomul cunoștinței pus acolo. Lumea asta tânără, iubită de ei, care într-un fel oarecare fusese pusă să aleagă între bine și rău, și îngerii doriseră să vadă că omul, prin credință, poate să dea la o parte pe Satan și păcatul. Ar fi vrut să vadă asta cu ochii lor. Domnul Iisus Hristos a vrut să vadă asta cu ochii lui. Aceleași cărți, aceleași scrieri deosebit inspirate spun că îngerii au stat de vorbă cu Adam și cu Eva și le-a povestit despre războiul din cer. Nu că erau naivi și nu știau despre ce este vorba. Ei știau că în ceruri a avusese loc această teribilă realitate. Știau că cerul e sfâșiat. Îi văzuseră pe îngeri îngrijorați în legătură cu ei. Îi văzuseră pe îngeri cum îi avertizează: fiți atenți că vine la voi, se apropie de voi. Da. Și apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Omul a votat cu rebelul. Asta este teribil. Omul a spus că Satan are dreptate. După ce a fost avertizat, Eva și Adam au fost pus față în față cu ceea ce a spus Dumnezeu și cu ceea ce a spus Satan. Dumnezeu a zis: hotărât veți muri. Satan a zis: hotărât nu veți muri. Dumnezeu a zis: vă veți prăbuși prin nelegiuire. Satan a zis: vă veți înălța prin nelegiuire. Puși față în față cu două filozofii. Și problema era: pe cine credeți? Și spre surpriza tuturor, omul, încă o dată, a votat cu vrăjmașul. Și a zis: nu, noi credem cu el.
Și cerul s-a blocat în durere. Ca urmare, toți așteptau pedeapsa omului. Nici nu se putea altfel. Satan stabilise deja o lege foarte clară. Ori erau pedepsiți toți, ori erau iertați toți. Deci dacă vrei să ierți, îi spune ei lui Dumnezeu, vreau să vă amintesc acum. Într-un mod cu totul surprinzător am citit și am recitit afirmații din cărțile pe care le-am amintit înainte, Adevărul despre Îngeri, apoi Istoria Mântuirii, în care se spune că Satan fusese iertat de mai multe ori de Dumnezeu. Nu în momentul în care a ajuns să păcătuiască, înainte să păcătuiască, datorită tendințelor lui, Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu el, i-a arătat că este greșit, i-a spus să se întoarcă înapoi. Și i-a mai dat o șansă. Satan știa ce e iertarea. Satan știa ce e iertarea. Din cauza asta a mers pe ideea că dacă am fost iertat odată, dacă am fost iertat odată, de două ori, de trei, nu știu de câte ori. Dar, în orice caz, dacă a existat odată, de ce să nu fie posibil și de altă dată. Și a zis, ok, ne ierți pe toți. Ori ne pedepsești pe toți, ori ne ierți pe toți. Era a doua provocare de felul acesta. Prima dată se întâmplase înaintea tronului lui Dumnezeu, atunci când o trăime din stelele cerului trecuseră de partea lui și Satan a întrebat, ne pedepsești pe toți? Și acum, cu omul de partea lui, omul care era plăcerea și desfătarea Domnului Iisus Hristos, pentru că citim că a fost făcut după chipul lui, ce înseamnă o afinitate deosebită, cu omul de partea lui, Satan îl mai întreabă odată, ne pedepsești pe toți? În cerul Dumnezeu spusese, nu pot altfel. Din ce cauză? Încă o dată, din ce cauză? Din cauza legii, dreptatea. Acum, Satan mai face lucrul ăsta încă o dată și întreabă, ne pedepsești pe toți? Ce fel de Dumnezeu ești? Unul după altul trec de partea mea, atâția. Până unde o să mergi cu legalismul tău? Până unde? Când o să te hotărăști să ne ierți? Și nu numai să ne ierți, dar să fim împreună. Ce, nu se poate pomul cunoștinței binelui și răului, adică răul și cu binele împreună? De ce nu se poate alianța asta? Atât de puternică a fost filozofia asta în viața lui Satan, încât în Matei, capitolul 4, la ispitirea din pustie, ultima ispită pe care o ridică Satan vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos are aceeași problemă și spune, nu vrei să facem împreună un o înțelegere? Uite, îți dau tot ce vrei. Eu sunt dispus să-ți dau tot pământul ăsta ție, da? Hai să trăim împreună. Și ca întotdeauna, de fapt, Domnul Iisus Hristos spune înapoi a mea, Satan. Nu se poate. Dragii mei, vreau să vă spun, trăim într-o lume în care amestecarea asta de bine și de rău devine atât de normală, în ghilimele, atât de normativă, încât din cauza asta poporul lui Dumnezeu aproape nu se mai gândește la faptul că Dumnezeu cere de la noi o neprihănire ca al Domnului Iisus Hristos. O neprihănire ca a Lui. Și din nefericire, uneori noi zicem, da, o neprihănire așa, mai ca a noastră, nu se poate. O neprihănire ca a noastră înseamnă prin puterea noastră. O neprihănire ca a Lui înseamnă prin puterea Duhului Sfânt. O neprihănire ca a noastră înseamnă firesc. O neprihănire ca a Lui înseamnă duhovnicesc.
Frații mei, o altă întrebare. Același spirit profetic spune că inima Domnului Iisus Hristos a fost cuprinsă de o milă nesfârșită față de omul căzut. Vreau să vă întreb. Îi fusese Domnului Iisus Hristos milă și de Lucifer? Da sau nu? Da. Aveți vreo dovadă biblică? În Ezechiel 28, Isaia 14, scrie acolo, fiul omului, fă o cântare de jale despre împăratul Tirului. Cu alte cuvinte, plângi pentru el. Plângi. În Isaia 14, găsim textul care spune cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiul al zorilor, cum ai fost doborât la pământ. Este nu numai surpriza lui Dumnezeu, dar este plânsul lui Dumnezeu pentru Lucifer. Vă rog să-mi spuneți, de ce omului i s-a oferit mântuire și lui Lucifer nu? Lucian spune, pentru că Lucifer a cunoscut caracterul lui Dumnezeu, pentru că a fost în prezența lui Dumnezeu. Mulțumesc, mai sunt alte gânduri. Poftim? Dice că omul a fost o victimă, a fost ispitit, este cumva un colateral, o victimă, o pierdere colaterală. Satan este autorul, sigur. Mulțumesc, mai sunt gânduri. Vă rog să găsiți un principiu împreună cu mine care se găsește în Osea 13:9. Aici Dumnezeu îi spune lui Israel în momentul în care Israel era pe punctul să fie lepădat. Și spune așa, știi de ce te-am lepădat? Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce putea, celui ce te putea ajuta. Înțelegeți principiul aici? Spuneți-mi, vă rog, Satan împotriva cui luptase? Împotriva Domnului Iisus. Păi dacă tu te lupți împotriva Domnului Iisus Hristos, dacă tu refuzi întotdeauna adevărul lui Iisus Hristos, cine te poate salva? Altcineva. În afară de Iisus. Cuvântul spune, în nimeni altul nu este mântuire, că nu există nici în cer, nici pe pământ un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Ori problema lui Satan a fost faptul că el a declanșat un război pe viață și pe moarte împotriva Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori Mântuitorul i-a întins mâna, Satan a zis, sub nicio formă nu. Adam a fost acela care a fost chemat ca prin credință să se agațe de Domnul Iisus Hristos. Și această agățare a Domnului Iisus Hristos, prin credință, l-a făcut pe Adam să poată să iasă din situația în care a intrat, fără să vrea. Deci, încă o dată, Satan luptă împotriva Domnului Iisus Hristos și îl respinge. Domnul Iisus Hristos rămâne lângă om și îi spune, dacă mă primești, vei fi salvat. Din cauza aceasta, mântuirea va fi rezultatul credinței pe care ființa umană o manifestă față de Domnul Iisus Hristos. Relația cu El. Cine este El? Îmi place foarte mult. În Isaia 14:12 este versetul care l-am citit deja. Lucifer este numit luceafăr strălucitor și apoi este numit, poziți?
fiu al zorilor. Ăsta este numele lui Lucifer, fiu al zorilor. Cum se numește Domnul Iisus Hristos? Luceafărul de dimineață. Da, în Isaia capitolul 9:6, acolo când se vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos, spune: un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, îl vor numi cum? Minunat. Care e numele fiului? Minunat. Lucifer este fiul zorilor, Domnul Iisus Hristos este cel minunat. Același lucru se întâmplă în Judecătorii 13:18, când Manoah întreabă îngerul: care e numele tău, ca să știm, să te mai chemăm? Și îngerul le spune: de ce mă întreb? Numele meu este minunat. Ceea ce arată că este un nume pe care Domnul Iisus Hristos îl însușește. Dar dincolo de asta, aș vrea să observați ideea asta fantastică. Domnul Iisus Hristos este fiul, da? Fiul lui Dumnezeu. Lucifer este fiul zorilor. Adam este fiul lui Dumnezeu. Și iată cum creațiunea lui Dumnezeu formează familia lui Dumnezeu, fiii lui, și între ei Domnul Iisus Hristos este singurul fiu al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, există textul acela care spune: toate familiile pământului, sau toate familiile din cer și pe pământ mai exact, își au rădăcina unde? În El. Efeseni 3:15. Toate familiile din cer și de pe pământ își au rădăcina, își au izvorul în El. El este singurul fiu, este prototipul a toată creațiunea. Cu alte cuvinte, El este garanția a toată creațiunea. În Iisus Hristos este păstrat chipul omului. În Iisus Hristos este păstrat chipul oricărei ființe din univers. În Iisus Hristos. În El. El este garanția oricui. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Simplu. Câtă vreme va trăi Iisus Hristos, spune, voi veți trăi datorită faptului că eu sunt acela care vă păstrez. Această legătură extraordinară cu Domnul Iisus Hristos este frumusețea unică pe care, sau care ni s-a încredințat în lumea asta. Două alte puncte și voi încheia. Care a fost, deci, baza conflictului? Care a fost baza războiului din ceruri? Împotriva a ce s-a luptat Satan? Împotriva Domnului Iisus Hristos și împotriva legii Lui. Împotriva legii Lui. Ellen White stabilește clar și spune că războiul lui Satan și toată lucrarea sa a fost și rămâne împotriva legii lui Dumnezeu. Dar asta este o afirmație rostită de Ellen White. Preocuparea mea este să știu dacă Scriptura susține lucrul acesta. Ce spune Scriptura despre miezul întregii problematici vis-a-vis de mântuire? Și aflu, spre surpriza mea, că Scriptura spune același lucru.
ce spune Scriptura? Scriptura spune că în războiul acesta între Domnul Hristos și Satan vor apărea mulți Hristoși mincinoși. Cu alte cuvinte, cel ce vrea să ia locul lui Dumnezeu va poza în a fi un Hristos, un alt Hristos. Și el devine în felul acesta Hristos mincinos sau, în altă parte, același lucru de Hristos mincinos este cunoscut sub titlul Anticrist. Anticrist. Foarte interesant este, tot creștinismul vorbește despre anticrist. Până și media astăzi, filmul, Hollywoodul, a preluat ideea de anticrist și au apărut filme în legătură cu treaba asta, este în vogă. Numai că dincolo de anticrist, mai este un nume folosit mai puțin. Și vreau să vă atrag atenția asupra lui. Cum se mai numește anticristul? Mulțumesc. Omul fără de legii, Tesaloniceni 2, este acela care face lucrarea falsului Hristos și titlul acesta de omul fără de legii identifică miezul conflictului. Care este miezul conflictului până la urmă între Hristos și Satan? Satan devine omul fără de legii, capodopera, de fapt, dezvoltată de Satan în sine însuși și apoi pusă în inimile tuturor celor ce s-au revoltat împreună cu el până în ziua de astăzi, în istoria noastră terestră. Capodopera este fără de lege. Sunt două lucruri, taina fără de lege și omul fără de lege. Amândouă lucrând. Amândouă lucrând. În final, întrebări fără sfârșit în legătură cu jertfa. Tată, dacă e posibil, îndepărtează paharul acesta de la mine. E posibil? E posibil? Nu, nu e posibil. Dar de ce nu e posibil? Cine e mai presus de tine, Doamne? Cine e mai presus de tine ca să te oblige pe tine să spui nu se poate? Că tu ești totul în universul acesta. De ce nu e posibil altceva? Cine te obligă? Aveți grijă ce vorbiți acum. Vreau să vă întreb, legea e mai mare ca Dumnezeu? Nu. Dacă ar fi mai mare ca Dumnezeu, am intrat în filozofia lui Platon. Dar nu e nimic platonic aici. Și atunci, cine te obligă, Doamne? Exodul 25. Există o parabolă aici care prezintă toată lucrarea mântuirii și pe Iisus Hristos. Exodul 25. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Mai târziu, psalmii spun: în sulul cărții este scris despre mine. Iată-mă că vin. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în străfundul inimii mele. Chivot. Chivot. Mântuitorul ca chivot. Legea este în inimă. Deasupra este pusă ce? Ispășirea. Ce înseamnă ispășirea? Jertfa. Cine cere jertfa? Dragii mei, nu rupeți în două mântuirea. Iisus Hristos așa este. Milă și dreptate. Ispășire și lege. Har
și lege. Într-un fel foarte direct, chivotul și sanctuarul ne arată zbuciumul lui Dumnezeu. Ne arată că în Dumnezeu au fost două forțe extraordinare care s-au luptat și care au provocat agonia Ghețemaniului când Domnul Iisus Hristos a prăbușit pe pământul rece, în timp ce sufletul său striga de milă pentru om. Pe de altă parte, legea care în aceeași făptură, în caracterul lui Dumnezeu, făcea ca ființa Mântuitorului să tremure de oripilare datorită păcatului. Două puncte extraordinar de fierbinți care se luptă în aceeași persoană. Mila față de omul păcătos și repulsia teribilă față de păcat. Cine a cerut jertfa? Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși. Și Iisus Hristos era Dumnezeu. Dumnezeu era în Iisus Hristos împăcând lumea cu sine. Acolo, în Ghețemani, parcă ar mai fi fost odată sfatul păcii. În veșnicie, înainte de începuturi, Tatăl și cu Fiul își dăduseră mâna și stabiliseră ca legea și ispășirea să fie cele două lucruri fundamentale pentru tronul și guvernarea lui Dumnezeu, formând de fapt caracterul său, că aici nu e vorba de tron, vorba de modul de a fi al lui Dumnezeu. Ispășire și mărturie, jertfă și lege, ăștia suntem. În Ghețemani, din nou cele două. Legea și mila. Între cele două, Fiul lui Dumnezeu sfâșiindu-se. Ăsta este conflictul care l-a generat Satan în persoana divină atunci când a conceput strategia păcatului. Satan a știut că Dumnezeu va trebui să aleagă între cele două, dar n-a știut că Dumnezeu le va păstra pe amândouă până la capăt. Suntem urmașii acestui zbucium extraordinar care se numește jertfa lui Iisus Hristos ca noi să trăim. Cu cât vom înțelege mai mult, cu atât probabil că mintea noastră va fi din ce în ce mai mult captivă față de această minune, acest fiu minunat al lui Dumnezeu care a venit să ne învețe să trăim neprihănit într-o lume a compromisului. Rămânem aici, în meditația noastră, și vă rog să continuați mai departe gândul acasă, pregătindu-ne pentru momentul crucificării. Acolo unde Domnul Iisus Hristos a unit dreptatea și mila într-un act de răscumpărare pentru noi toți. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Tată Sfânt, ne mintea cuprinsă, Doamne, de rădăcinile acestui război între bine și rău. Și apoi ne sufletul răscolit de lupta sufletească, lupta sufletului Tău pentru mântuirea noastră. În această presiune zdrobitoare încercăm să înțelegem
Prețul pe care l-ai plătit pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Încercăm să înțelegem, Doamne, cât de mult ce scârbă de păcat și cât de mult ai plătit ca păcatul să fie nimicit în viețile noastre și scos afară din această istorie a Universului. Și apoi cât de mult ne-ai iubit, Doamne, pentru ca să nu fim scoși și noi în această istorie, ci dimpotrivă să fim prinși de mântuirea Ta și aduși înapoi acasă. Părinte, poate că nu înțelegem destul, dar deschide-ne ochii. Fă, Doamne, să dorim să cugetăm mai profund și să depunem, Doamne, eforturi pentru a Te putea înțelege, pentru ca să înțelegem mântuirea Ta, pentru că viața veșnică constă în cunoașterea de Tine, Doamne. În felul acesta dorim să încheiem șederea noastră aici, la piciorul crucii Tale. Dă-ne, Doamne, o înțelegere deplină a caracterului Tău, a mântuirii Tale și a neprihănirii Tale. Și fă, Doamne, să le însușim toate acestea pentru fiecare dintre noi, pentru ca să fim sfinții Tăi, răscumpărații Tăi, ai Tăi pentru veșnicie. Amin.